Bursa de la București a deschis ședința de tranzacționare de miercuri pe plus. La ora 10:30, indicele principal BET era în creștere cu 0,52%. La aproape 5 luni din 2022, lichiditatea medie zilnică la BVB ajunge la 102 milioane de lei, cu o capitalizare pe segmentul principal de 202 miliarde de lei. Cel mai bun raliu în această săptămână le-au avut acțiunile producătorului de materiale de construcții Teraplast, cu un avans de 20% potrivit ziarului financiar. Mai multe despre acest subiect au discutat colegii mei de la Left Business cu Bogdan Vasile, analist de investiții în cadrul Evergent. Salut, Bogdan! Vedem că trăim într-o perioadă de incertitudine economică, cu variații de la o zi la alta. Spre ce business-uri se îndreaptă Ever acum? Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, în această perioadă avem un mix de evenimente la nivel macroeconomic care produc incertitudine, respectiv inflația, războiul din Ucraina, lockdown-ul din China și încetinirea economică. Acestea se reflectă în evoluția bursei, unde vedem o tendință de evoluție incertă și lichiditate scăzută. Noi ne îndreptăm eforturile către partea noastră de private equity și aici aș menționa una din companiile noastre din portofoliu, respectiv AgroIntens, care este un lider de piață în producția de afine. La nivelul companiei avem peste 85 de hectare cultivate, căutăm să dublăm această suprafață. În cadrul managementului avem o echipă de specialiști în agribusiness. Cu ajutorul lor căutăm terenul cu anumite particularități pentru soiile noastre de afine. În prezent avem 7 din cele mai căutate soiuri de afine, iar asta ne oferă un avantaj competitiv care ne-a permis prezența în marile lanțuri de supermarketuri, atât din Europa cât și din Anglia. Iar asta cumva ne susține faptul că businessul nostru este scalabil. De asemenea, suntem în proces de digitalizare și automatizare, iar asta ne ajută la creșterea eficienței business-ului. Ce aș dori să evidențiez cu aceste aspecte este faptul că un astfel de business pe partea de private equity ne poate aduce randamente de două cifre peste randamentul bursei și cumva funcționează ca un hedge pentru mediul economic curent. Ce deținere aveți în sectorul bancar în această perioadă în care dobânzile au creștere accelerate? Într-adevăr, la nivelul portofoliului Evergent avem o poziție solidă pe sectorul financiar bancar pe care intenționăm să o menținem, iar BRD, alături de Banca Transilvania, este o deținere importantă în cadrul portofoliului. Aceste dețineri ne ajută pentru că generează fluxuri de capital care ne permit finanțarea viitoarelor proiecte de investiții. Iar în contextul actual, cu inflație crescută, ne uităm la companii solide care ar putea să beneficieze de aceste creșterea de inflației. Avem și câteva... Te rog. Da, dacă ne uităm la grupul BRD la nivelul trimestrului 1, acesta a raportat rezultate financiare foarte bune, în creștere cu 7,5% pe parte de venituri și cu peste 18% la nivel de profit. Iar în ceea ce privește trimestrele următoare, noi credem că băncile vor fi în continuare beneficiare ale mediului curent.